Locuitorii din Florești au participat duminică la sărbătoarea comunei, un eveniment organizat după 2 ani de pauză. Comuna Florești înflorește de la an la an prin investițiile care se fac, derulate cu succes de primarul Radu Pasăre și susținute de Consiliul Județean Mehedinți. Cu micul mare, cetățenii din zona au venit într-un număr mare din toate părțile județului pentru a sărbători. Primarul comunei, Pasăre Radu, a făcut toate demersurile ca evenimentul să fie cât mai reușit și cei toți prezenți să se distreze cât mai frumos. Și bine ați venit la 14-a ediție a Zilelor Comunei Florești. Avem onoarea să vă prezentăm pe domnul președinte al Consiliului Județean aici de față și tot stafful din conducerea județului Mehedinți, echipa fără de care nu prea putem să facem treabă, echipa care ne cofinanțează proiectele și ni le susține. Administrația locală a adus interpreți îndrăgiți de muzică populară pentru a încânta locuitorii și oaspeții veniți în comună. La eveniment au fost prezenți alături de primarul comunei Pasăre Radu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, Ionică Negru, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Alin Isuf, prefectul județului Mehedinți și parlamentarul de Mehedinți, Liviu Mazielu, dar și secretarul de stat Bogdan Simcea. Bine v-am găsit, domnule primar! Stimați consilieri ai Comunei Florești, stimați locuitori ai Comunei Florești, este o onoare pentru mine că m-ați invitat la sărbătoarea Comunei dumneavoastră. Mă bucur că autoritatea județeană, prin instituțiile pe care le reprezintă acești oameni, sunt alături de Comuna dumneavoastră. Vă vor sprijini în continuare, așa cum ați sprijinit, de fapt, Consiliul Județean, prin domnul președinte, prin domnul vicepreședinte și ceilalți colegi ai noștri. Dragi locuitori ai Comunei Florești, dragi participanți din alte localități la Zilele Comunei Florești, iată că a ajuns la 14-a ediție, timpul a trecut atât de repede. Îl știu pe primarul dumneavoastră din 2008, de când a fost ales, evident, prin votul dumneavoastră și știu că este un om extraordinar de bun, implicat, gospodar. Dar cu toate astea, indiferent ce vă spune eu despre el, sunt convins că dumneavoastră toți îl știți mai bine decât mine. Pentru că dumneavoastră sunteți cei care zi de zi sunteți alături de el, dumneavoastră sunteți cei care i-ați acordat votul atunci când s-a pus problema să vă alegeți primarul și ați făcut-o foarte bine. V-ați ales omul potrivit pentru că, într-adevăr, este omul potrivit la locul potrivit. Aveți o comună foarte frumoasă, aveți o comună în care s-au făcut drumuri, aveți apă, aveți canalizare, lucrurile merg într-o direcție foarte bună. Este adevărat că și eu și colegii mei din PSD, în seara aceasta alături de mine, am fost alături de primarul dumneavoastră, de comuna dumneavoastră și vom fi în continuare. Radu, ține tot așa, noi vom fi lângă tine. Multă sănătate tuturor și distracție plăcută cu această ocazie. Petrecerea de muzică populară cu interpreții de seamă și tineri talentați a ținut până în zorii zilei. De asemenea, comercianții aflați la sărbătoare le-au oferit locatarilor și celor ajunși la sărbătoare cele mai bune preparate și băuturi. Iubește, măruișor, îți fac bine, nu te omor, că din drag și din iubit, nimeni ea nu fi morit. Dar iubește, măruișor, că-ți fac bine, nu te omor, că din drag și din iubit, nimeni ea nu fi morit.